A crescut traficul de mărfuri în portul Constanța în primul trimestru al acestui an. Acesta a depășit 19 milioane de tone față de 17,44 de milioane de tone în primul trimestru din 2022. Creșterea traficului total de aproximativ 10% se menține pe trendul ascendent din ultimii ani. Traficul de cereale a totalizat 6,6 milioane de tone, o majorare de 13% față de 2022. S-au mai înregistrat creșteri la următoarele grupe de mărfuri: semințe uleioase, fructe oleaginoase, petrol brut, produse petroliere, îngrășăminte, minereuri de fier și articole diverse.